imagini de la prinderea bărbatului care era căutat de aproape 2 ani după ce a evadat din penitenciarul Arad. Acesta a fost prins la furat într-o firmă din sectorul 4 al capitalei, iar momentul prinderii a fost surprins de camerele de supraveghere. Un agent de la compania de pază de la firma în cauză a fugit după suspect și a reușit să-l prindă, asta după ce au sărit mai mulți paleți de lemn și un gard de beton. Fostul evadat ar fi luat dintr-un birou al firmei două telefoane și o sumă de bani. Bărbatul era dat în urmărire după o condamnare anterioară și autoritățile din Bulgaria au emis pe numele lui un mandat european de arestare pentru infracțiuni comise pe teritoriul țării vecine.